Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem o ofertă gratuită în shop și este vorba despre PowerPoint pentru Shelly. 9 bucăți. Ok. Plus skin-urile acelea pe care nu o să le cumpărăm. Ok. Și mai avem aici două misiuni pentru Daily Quest. Să dăm damage cu Carl și să câștigăm în Gem Grab. Avem și un Brawl Box. Hai să-l deschidem. Avem aici 13 coins, PowerPoints pentru Shelly din nou, pentru B și asta e tot. Bun, hai să-l luăm pe Carl. Am jucat destul de curând cu el. Îl avem aici. Și hai să jucăm câteva meciuri de Gem Grab. Bun. Da, din ce mi-amintesc că era un brawler destul de bun, Carl. Uite, mai e cineva cu el. Să vedem. Pam. Da. E bun. Aproape l-a scos acolo pe... Și nu mai știu si... Aha, avea abilitatea aceea de... Asta. Ok. Oh, trebuie să stăm feriți totuși. Perfect. Oh, e mișto la cum trage el, pentru că are efectul ăsta de boomerang și practic se întoarce înapoi acel boomerang practic. Holy fuck. A murit acolo, dar le-a prins tot unul de-al nostru. Bun, și el va sta la în bază, ascuns, și ne vom lupta noi cu inamicii. Da, mai sunt 2 secunde și deja am obținut victoria. Bun, excelent, mai câștigăm 8 trofee. Îl ducem pe Carl al rank 3 și hai să jucăm din nou. Nu știu dacă vor fi chiar aceiași coechipieri. Băi, ce drept, am făcut o echipă bună. Hai să vedem. Bun. Ne ducem pe centru. Te luăm deja primul gem. Îl luăm și pe al doilea și unem el primul aici pe care îl rezolvăm rapid. Ok, avem 3 gemuri, toate sunt la mine. Ok, scăpăm de acel Poco. Avem un Carl aici. Hai să ne dăm și abilitatea. Ah, plecase deja acel Poco. Ok. Bun, ne mai trebuie 2 gemuri. Hai să vedem dacă le... Le găsim. Bun, și avem deja 10. Hai să... Scoatem aici. Bun, și cred că vom obține victoria. Ar trebui să fim și star player pentru acest match. Ia să vedem. Da, nu suntem. Dar am jucat destul de bine. Okay, mai avem nevoie de un win aici în Gem Grab și facem misiunea. Ok, bun. Începe din nou. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Brawl Stars și să apăsați butonașul de like. Wow, ce bine l-am prins acolo pe...
avem deja 3 gemuri. A 4 am făcut. Stăm ascunși. Opa. Ok. Hai să ne aducem abilitatea. Șapte gemuri, ar trebui să vină și al optulea. L-aș fi lăsat pentru cel care avea deja 6. Să strângă el mai multe. Ok. Prins acolo pe Shelly. Și trebuie să mai rezistăm 10 secunde. Hai, că o să mă duc eu pe ei aici. Nu. Bun, excelent. Obținem o nouă victorie. Ne completăm misiunea și ar mai trebui să dăm ceva de meci cu acest Carl. Hai să mai dăm un meci de Game Grab. Pentru că, a mers prea bine ca să nu jucăm în continuare. Ne cresc și trofeele, ne cresc și cele de cont și cele de Carl. Ok, și Nita acolo. M-a scos acel El Primo, dar oricum, controlăm meciul, avem 4 gemuri, stăm destul de bine. Ia uitați cum stă Bull aici ca un bodyguard. Excelent. El Primo aici care va încerca să ne... am dat din greșeală abilitatea. Ok, e un Bull aici care ne urmărește. Ok, să ne luăm gemurile. Și avem deja 10. Perfect. Trebuie să stăm în iarbă. Păstrăm acest avantaj pe care îl avem. Da, și reușim o nouă victorie cu Carl. Ok, ne-am făcut ambele misiuni. Hai să vedem ce reward primim. În Brawl Pass n-avem nimic. În schimb, avem aici în Trophy Road încă 50 de coins. Sincer, nici nu știu ce poți face cu banii ăștia. Parcă max ai Brawlerii, nu? Da. Astăzi trebuie și Star Points și Coins. Ok, bun. Hai să încercăm și... De fapt, hai să mai luăm o misiune de aici. Ia să vedem. Trebuie să jucăm cu Bull. Asta pare cea mai... hai să dăm încă un meci la... Dar o să jucăm cu Bull. Și o să luăm Saige-ul acesta. Ca să ne completăm ambele misiuni. Hai să vedem. Aici trebuie să strângem acele șuruburi, practic. Să ne activăm robotul. Și ce rău e să-l ai pe Carl adversar. Pe Carl. Nu! Am pierdut șurubul și am și murit. Era mai important să rămân în viață, chiar dacă nu prindeam acel șurub. Hai să vedem. Ne ducem aici pe... și are roboțelul acela. O duc pe partea stângă. Ok, avem deja... Da, doar 4 bucăți. Ei, mai e unul aici. Avem 6, dar ei au 8. Au mult mai multe. L-am luat și pe al 7-lea. Trebuie să luăm și pe al 8-lea de aici. Ok.
Încă unul. Avem 10. Ok, stăm mult mai bine. Ar trebui deja să plece robotul. Ok, l-am scos pe Carl. Holy fuck, și m-am dus acolo la rupere, dar m-au scos. Da, oricum le-am dat destul de mult damage în acea mașină de acolo pe care trebuie să o apere ei. Ok, mai luăm un șurubel. E unul acolo, o să-l recupereze cineva. Mai avem unul în dreapta și avem deja 8 bucăți. Stăm foarte, foarte bine. Da, și-au activat și ei robotul. Să scoatem pe Brock. Ok, am scos robotul cel mare. Și mai sunt 3 secunde din match. Da, și cred că obținem victoria. Să vedem. Da. Nu completăm ambele misiuni, dar una singură. Hai să vedem. Ne aduce 250 de points, da, și avem acces la următorul reward. 10 gemuri. Băi, gemurile astea se strâng foarte, foarte greu. Din ce am observat, aproape chiar mai greu decât la Clash Royale. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!